realizate cu sprijinul Larix SRL. Cei dragi lăsați cum bun rămas, atunci uitați tot ce ai și cântecul de acasă. Dacă uitați pe toți cei dragi lăsați cum bun rămas, atunci uitați tot ce ai și cântecul de acasă. Emisiune realizată cu sprijinul IRUMSA. Bun găsit la Reghin Exclusiv. Vă invit din nou la Raifas cu reghinenii care au ceva de spus, de arătat sau de predat celor din jur. Magia unor povești de succes ne cuprinde uneori pe toți, doar să avem răbdare să le ascultăm până la capăt și să știm, evident, să extragem din ele ceea ce ne folosește. Exemplul pe care ni-l oferă artista Angela Kish, Mariașu, este unic pentru că îmbină în chip surprinzător farmecul portativului muzical cu rigoarea cifrelor și a calculelor matematice. O artistă pe scenă și un economist în birou. Aceasta este Angela și așa o veți regăsi în interviul următor. Doamnelor și domnilor, dacă vă plac poveștile de succes, atunci cu siguranță merită să rămâneți alături de noi în următoarele 15 minute, pentru că Angela Kish, Mariașu, are o asemenea poveste despre succes, în care, în mod foarte interesant, se combină arta, latura artistică a unui om cu științele reale, cu calculul matematic. Nu știu dacă vreodată așa la televizor sau zic în presa scrisă ați povestit viața dumneavoastră și modul cum aceste două laturi s-au combinat. Cred că am mai vorbit scurt, foarte scurt despre acest lucru. Nu mi se pare nimic spectaculos faptul că se pot îmbina aceste două lucruri, pentru că și uneori și cifrele au nevoie de imaginație și au muzica lor aparte. Totodată părerea mea este că, într-un fel, nu-i bine să rămâi ancorat doar în starea aceea de visare. Deci trebuie să mai coborăm și cu picioarele pe pământ. Și întotdeauna am simțit faptul acesta că am nevoie de ceva palpabil care să-mi dea o anumită siguranță. Adică întotdeauna știu că din muzică nu se poate trăi. Poate mănânci o feliuță de pâine uneori, dar este foarte greu să trăiești din muzică și de aceea, nu știu, poate firea mea pragmatică mi-a impus acest lucru să simt ceva palpabil, adică să știu că am un anumit domeniu în care activez, care mi-aduce un anumit venit stabil. În ce moment al vieții ați luat această decizie? Bine, eu am început în alte vremuri, înainte de Revoluție, când oricum nu aveai ce să faci, deci era obligatoriu să lucrezi, să te angajezi. În 85 m-am angajat foarte de mult, acum 28 de ani. Era obligatoriu, într-un anumit fel, deci nu puteai să fii artist doar dacă aveai un anumit statut, să fii artist, un fel de amatorist să faci. Și
atunci m-am angajat și atunci muncesc. Deci n-am simțit nicio clipă că trebuie să abandonez acea parte și să rămân doar cu muzica. În această decizie, cât a contribuit părerea părinților? Nu, n-a contribuit deloc. Deci părinții nu mi-au zis, du-te, muncește sau nu. A fost chiar decizia mea, am zis, eu vreau să merg să muncesc. Și am dat la școală de ofițeri, atunci era o concurență acerbă, eram 30 și ceva pe un loc și am luat 10 la română, 7 la matematică. Bineînțeles, română a fost punctul forte întotdeauna în viața mea, limba română, ca și materie de studiu și atunci am zis, gata, n-am intrat unde am vrut, mă duc și muncesc. Și oportunitățile n-au întârziat să apară în ideea în care puteam, deci aveam oportunitatea de a participa la festivaluri, de a cânta, deci mi se dădea voie să plec, nu era nicio problemă și totodată să muncesc. Am avut norocul să zic, în perioada aceea, deci dacă erai isteț și prindea și vroiai, puteai să urci într-un anumit fel, puteai să te specializezi în mai multe domenii. Eu am avut această oportunitate și am profitat de ea, să știi. Așa am ajuns să trec prin mai multe domenii, de la munca de salarizare, de exemplu, la o muncă mai complexă. La 20 și ceva de ani răspundeam de prestele de servicii, adică aveam în subordine anumite activități de care răspundeam total. Și n-am refuzat niciodată oportunitățile care mi s-au oferit, în sensul în care, uite, ai vrea să faci asta? Hai să vedem, e interesant, da, îți oferă ceva nou. Deci întotdeauna ceva nou care apare în viața ta, chiar dacă e al domeniu, gen asigurări sau deci ceva complementar muncii tale, te ajută. Te ajută, te scoate din acea plafonare, că la un moment dat te plafonezi, te saturi, te același lucru, iară trebuie să fac același lucru zi de zi. Și te scoate un pic, îți dă și o altă fațetă vieții. A fost ușor momentul în care ați început să lucrați pe cont propriu? Da, totul s-a întâmplat fluid așa, deci nu a fost nimic, n-a fost o ruptură. Pentru că după Revoluție, atunci s-au înființat și primele firme private. Și atunci, cu Vasilea Ioanei, Dumnezeu să-l ierte, el făcea firmele și zice, uite, nu ai vrea să te ocupi de partea de personal, eu lucrând la personal în acel moment, nu ai vrea să te ocupi de aceste firme? Cum să nu? Pe lângă. Și așa am început cumva să am și o anumită independență care îți conferă o anumită siguranță. Ideea în care dacă nu-ți convine, oricând poți să pleci fără nicio problemă. Deci nu te ține nimeni cantonat într-un anumit loc. Da, mai am 10 alte activități care pot să-mi asigure altceva. Și a fost, deci n-a fost o ruptură, nu s-a întâmplat de azi pe mâine totul. A curs cumva, într-un anumit fel, cu vremurile. A curs cu vremurile. E clar că ați muncit foarte mult, o faceți în continuare. Evident, trebuie să existe și o satisfacție materială, altfel probabil ați fi renunțat. Da, unor există, unor... Da, este, nu pot să zic. Nu vreau să supăr pe Dumnezeu, dar uneori ai și dezamăgiri, în sensul în care tu acorzi încredere, lucrezi pentru anumiți oameni și știți cum este, țepele sunt la modă, mai ales în ziua de astăzi. Dar este bine, nu pot să zic absolut nimic, da. V-ați lovit în acest domeniu de bariera faptului că sunteți femeie? Nu. Nu. Și faptul că, deci cel puțin cei din zona Reghinului știu că fac munca. Deci știu și că cânt muzică folk și acest fapt să știți că chiar mi-a ajutat uneori. Adică oamenii te privesc puțin altfel. E acea o anumită simpatie față de un om care cântă. Când te vede, știi, și mă sau după un spectacol, știi, toată lumea așa cu un zâmbet pe buze, care chiar îți face bine, te ajută. Adică, de multe ori mi s-a întâmplat faptul, persoanele care nu m-au auzit niciodată cântând, după un spectacol sau o emisiune de Reghin TV, să rămână șocate. Vai, nu, n-am crezut că tu cânți și n-am crezut că tu faci chiar așa. Pentru că noi ardelenii suntem mai la locul nostru. Nu prea ne-am înfipt
ca alții, deși am fi putut, sau nu știu, s-a întâmplat poate și dintr-o comoditate sau... E greu să te rupi. Deci în momentul în care îți iei responsabilitatea față de anumite persoane că faci anumite lucruri, poți să mergi, săptămâna asta merg la un club să cânt la Cluj, săptămâna viitoare mă la București. M-am avut invitații foarte multe de genul ăsta, știi? Împreună cu Sorina, cu Dina, cu Dioză. Deci Reghinu chiar am reprezentat o artilerie grea și oamenii chiar ne-au dorit în cluburile lor, da? De multe ori timpul n-a fost de partea noastră și atunci am preferat să ne manifestăm undeva într-o zonă adiacentă Reghinului, Reghin, Târgu Mureș, în zonele apropiate de noi. Cred că există și o concepție la noi că un om nu poate face două lucruri total diferite foarte bine. Și atunci poate și de aici surprinderea unora, uite, când extraordinar, este și un bun matematician. Nu știu dacă... Aș fi vrut să fac lucrurile mult mai bine decât le fac, în ideea în care aș fi vrut. Acum am început să mai înregistrez piesele pe un album, sper să reușesc să și termin. Deci aș fi vrut, de exemplu, să am mai mult timp, să pot exersa mai mult la chitară, să devin o chitaristă mai bună, că contează. Deși cânt destul de bine la chitară, n-am uitat, e ca mersul pe bicicletă, nu se uită, dar... aș fi putut să mă specializez mai mult. Doar e greu să fii și mamă, și soție, și m-am mai scăpat de greu că copiii sunt mari și e o problemă. Dar oricum e greu. Și ai răspunderea mai multe părți. Deci când lucrezi, ești angajat într-un singur loc de muncă, da, știu, mă duc acolo, am de aici până aici de făcut aceste lucruri. Dar în momentul în care lucrezi în 10 părți, deja atenția ta trebuie să fie în toate acele 10 părți, să nu uiți să faci anumite lucruri și pentru. Și e puțin mai greu. De obicei, când reușiți să compuneți? Noaptea. Noaptea sau, de exemplu, mi se întâmplă în momentul în care era frumosul nostru festival, chitara de argint, sau aveam anumite manifestări, în momentul ăla te desprinzi. Deci mă desprind din acea zonă a calculelor și a muncii de zi cu zi și rămân puțin în această parte a muzicii. Și fiind conectat în acea parte a muzicii, automat încep să curgă ceva în tine și în momentul ăla apar compoziții, uite ce idee mi-a venit. Deci în momentul în care rămâi conectat la partea artistică, atunci apar și compozițiile sau apar din viață sau... Chiar am înregistrat acum cântecul N-am bani de cafea. A fost scris din realitate. Chiar mi s-a întâmplat odată să n-am bani de cafea și stând la birou zic, hai să... A fost așa, se întâmplă în viață, să ai sincope, să-ți pice o anumită parte de afacere și să stai un pic să vezi acum ce fac. Încotro mă îndrept și care nișă pe care ușită intru. Acum, după ce aveți toată această experiență, ce le-ați recomandat copiilor să facă? Cum i-ați orientat? I-ați ajutat? Eu nu pot, cum să zic, niciodată n-am zis, am încercat la 6-7 ani, am încercat să-i fac să meargă la o școală de muzică, dar n-au vrut. Și dacă n-au vrut, niciodată n-am obligat să le spun, du-te, fă asta, pică mea cea mare, este la stomatologie. Nimeni din familia mea nu este stomatolog, n-a fost medic, n-a fost, dar asta a zis că este opțiunea ei și asta vrea să facă. Cea mică încă nu știu. Copiii sunt destul de dezorientați în ziua de astăzi, dar Dumnezeu găsește drumul pentru fiecare sau îl arată cel puțin. Am impresia că latura aceasta artistică a dumneavoastră și plăcerea pentru muzică vă conferă foarte mult optimism. Bănesc că de aici vă luați seva. Da, deci este. De aceea eu recomand oricărui om care are un talent, are o bucurie, pictează, chiar că nu este pictor de succes. Deci să nu abandoneze, să nu-și abandoneze acea bucurie, pentru că de acolo... își poate lua seva și bucuria de a merge mai departe, chiar dacă lucrezi sau faci doar pentru tine. Te ajută foarte mult. Te ajută foarte mult.
Vă mulțumim tare mult pentru această poveste. Chiar a fost frumoasă, este frumoasă în continuare, pentru că îmbină, așa cum am spus la început, atât de perfect latura artistică cu cea reală, cu viața așa cum este ea. Mulțumim tare mult că ne-ați dezvăluit din lucrurile astea și mult succes în continuare. Mulțumesc, să ne bucurați. Da, să dea Dumnezeu. Pensiunea Anca. Vă oferă cazare în 22 de camere de tip single, duble și matrimoniale, dotate cu TV, cadă cu jacuzzi sau duș cu hidromasaj. Mai dispunem de sauna, internet wireless, club biliard, restaurant cu mâncăruri tradiționale. 0742 428 039. Reghin, Strada Unirii, numărul 25. Pensiunea Anca. Locul unde simți ca acasă. Antrenează-te la un alt nivel cu Legs Ale Gym. Cea mai performantă sală de sport din Reghin te așteaptă cu aparate TechnoGym de ultima generație, antrenor personal și programe personalizate, saună cu infra roșu și alte facilități premium. Informații suplimentare și programări la telefon 0365 486 886 sau la locația din Parcul Tineretului. Legs Ale Gym. Respect pentru tine! Caută și citește ultimul număr al revistei Reghinul Nostru. Prima revistă de atitudine civică și promovare a valorilor locale. Articole exclusive, reportaje concise, portrete ale valorilor locale și interviuri cu personalitățile reghinene. Totul într-un format ușor de citit și cu un design atrăgător. Revista Reghinul Nostru se tipărește în 3000 de exemplare distribuite gratuit, iar articolele pot fi citite și pe www.reghinulnostru.ro. Vrei o vacanță de vis? Tu fă-ți bagajele, noi ne ocupăm de restul. Agenții de turism Idea Tour găsește pentru tine cele mai interesante, inedite și exotice vacanțe pe litoral, la munte sau în stațiunile balneoclimaterice. Acum oferte diversificate de hoteluri de 3, 4 sau 5 stele. Plecări cu zboruri directe din Cluj-Napoca pentru Creta, Zakynthos, Rodos, Antalya și Palma de Mallorca. În plus, noi ne ocupăm ca tu să beneficiezi de programe economice și lux și îți găsim bilete de avion pentru orice destinație, în orice colț al lumii. Oferim și transport la aeroport. Idea Tour. Reghin, Strada Mihai Viteazul, numărul 12. Telefon 065-512-008. Idea Tour. Ideea ta de vacanță. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Cea mai renumită industrie din orașul nostru este și o sursă inepuizabilă de subiecte pentru o emisiune care Reghin Exclusiv. Cei mai pricepuți și cei mai vechi angajați din domeniul construcției de instrumente muzicale sunt mereu oameni care au ceva de împărtășit. Maestrul Borobaș Alexandru este cel care conduce secția de vior din cadrul celei mai mari fabrici de profil din Europa și se apropie de pensionare, dar îi vine greu să renunțe după atâția zeci de ani în mijlocul produselor și al oamenilor. Este însă un model pentru cei care îl înconjoară. Reghin este orașul viorilor. Tocmai de aceea, doamnelor și domnilor, suntem datori să ne întoarcem în societățile care produc instrumentele muzicale. Iar în minutele următoare vom sta de vorbă cu o adevărată legendă, de ce să nu spunem, domnul Borobaș Alexandru. Conduceți una dintre cele mai importante secții în societatea Hora. Conduc sectorul de viori, din alb până la terminal. De aici, din sector, se predă direct la magazie finite. Și pleacă marfa la clienți.
o mare responsabilitate aceasta pe care o aveți dumneavoastră. Este, este. Responsabilitate zi cu zi și trebuie să fii foarte consecvent. În fiecare zi e principalul să-ți faci treaba. Că dacă nu se adună și la un moment dat, nu mai poți. Dar atuul dumneavoastră este faptul că sunteți unul dintre cei mai pricepuți, cei mai vechi în acest domeniu. Ce să zic? Acum eu nu mă laud, că de atâția ani conduc acest sector, e ceva. Înseamnă că conducerea, domnul director, totuși a fost mulțumit de activitatea mea. De cât timp conduceți secția? Acest sector conduc de 27 de ani. Înainte am fost la ghitare, la lăcuire, primii 3 ani acolo am făcut stagiatura. De 30 de ani sunt maestru. Cum am început, practic, totul pentru dumneavoastră? În 68 am venit ca ucenic. Am făcut ucenicie la locul de muncă 3 ani. În 71 am terminat, ne-am angajat. M-am înscris la liceul industrial, la Seral. Am făcut 5 ani. După ce am terminat, m-am dus în armată. După armată, când am înscris la școala tehnică de mașini în Târgu Mureș, și acolo am făcut 2 ani la Seral, zi la zi. Numai sâmbătă noi am dus. Cam studiile astea. V-ați dorit să faceți o asemenea școală sau așa a fost să fie? Am dorit să fac. Eu m-am dus, nu mă trimis partidul, nu mă trimis nimeni. Eu m-am dus singur, m-am înscris, am reușit la școală, la liceul industrial, ne-a predat și domn director și, na, ce să zic. Nu mă laud, dar n-am fost primul, dar nici ultimul. Prin acolo, pe la mijloc, mi-a plăcut să fiu întotdeauna. Și apoi ați prins drag de instrumentele muzicale, mă gândesc. Da, am prins drag de când am venit. Mă trag de la țară, ce să mint, am vrut să scap de sapă. Am umblat la prășit în copilărie și acum ceea ce fac, mai fac un pic în grădină de drag, dar nu de că e neapărat nevoie. Și mi-a plăcut întotdeauna. Și am vrut să mă perfecționez ca să pot să fac față aici. V-ați imaginat atunci, la început, că această industrie se va dezvolta atât de mult, iar la un moment dat va fi ca o emblemă a orașului nostru? Da, în general, întotdeauna am avut de lucru că se va dezvolta, chiar așa nu mi-am dat seama. Nu mi-am dat seama că se schimbă regimul, ce va fi. A fost o vreme mai tulbure atunci, în timpul și după Revoluție, dar acum s-au liniștit lucrurile și știm încotro merge. Dacă dumneavoastră coordonați activitatea în această secție, înseamnă că știți să faceți o vioară de la A la Z? În general știu. Mai multe faze. N-am făcut. Puteam să fac. La un moment dat, când eram mai în primii ani de lucru, am fost mutat la maestru Boianciuc să învăț acolo. Și aveam categorie mai inferioară și zice maestru Boianciuc: măi, de ce nu trimite șeful ăia mai pregătiți aici? De ce? Și atunci acolo se lucra în regie, în producție, câștigam mai mult. Chiar atunci era timpul să mă însor și am avut nevoie de mașină și n-am stat. Am stat numai 2 săptămâni, când producția am câștigat mai mult și așa au fost că n-am rămas la special. Specialiștii s-au afirmat mai ales după Revoluție, când au putut să iasă afară din țară. Aici, în țară, și erau limitați așa, la un salar de bază. Cum este această activitate a dumneavoastră, ceea ce reprezintă coordonarea muncii și lucrul cu oamenii? Lucrul cu oamenii este foarte complex și greu. Trebuie să știi cu fiecare om cum să vorbești,
Sunt oameni cu care trebuie, ca să înțeleagă și să se asculte, vorbit mai dur, alții sensibili, trebuie spus frumos, trebuie rugați. Depinde de la om la om și de la caz la caz, că cu frumosul, cu unii ajungi departe, cu alții, acum în general nu avem din aia care să nu te asculte sau să umble după băutură sau treburi din astea. Sau să fumeze ascuns. Au fost și probleme din astea. Acum sunt mai rărit. Înseamnă că oamenii știu să-și aprecieze locul de muncă. Da, oamenii își apreciază locul de muncă. Nu. Fiecare ar dori să câștige mai mult, se mai urtă pe afară, că pe afară sunt alte câștiguri, dar deocamdată la noi asta e situația. Ca să fim rentabili, așa ni se explică și așa cred că este. Nu poate să dea cine știe cât salariu ca să nu lucrăm în pierdere. Adică asta înseamnă să fii rentabil, să nu lucrăm în pierdere. Mi se pare interesant faptul că în secție am observat oameni de toate vârstele. Da, sunt oameni de toate vârstele. Așa, în vârstă sunt mai puține acum. Au tot plecat în pensie. Este și tinere, dar nu prea mult. Acum domnul director a promis că face o clasă de ucenici la toamnă, chiar dacă nu primește subvenție din fondurile fabricii. Să sperăm. Există această dorință de a aduce tineri, de a învăța să muncească? Da, că cam greu vin tinerii la fabrică. Și nu toată lumea face față. Chiar dacă vin din alte întreprinderi, aici e disciplina mai așa cum trebuie să fie. Și nu la toată lumea place disciplină. Dar aici aveți condiții deosebite de muncă, mai ales de câteva luni încoace. Da, este neamutat în această secție. Până atunci eram maestru numai la lăcuire, lustruire și montaj, viori. Din noiembrie am preluat și finisat un alt gâturi, eclize. Și Cum sunt aceste condiții? Cum este să lucrați într-un spațiu nou în care aveți și utilaje noi? Da, avem cabina presurizată. E mai bine ca înainte. Mai sunt și nevoi, de exemplu, acum cu căldura. Ni s-a promis că se rezolvă treaba. Pe parcurs. Este o clădire tot nouă se mai și face în ceva. Timp sigur că se vor rezolva toate. Vreau să vă întreb cum imaginați viitorul dumneavoastră? Cât mai aveți până viitorul la pensie? Viitorul meu, eu aș putea să plec în pensie. La cerere. Dar deocamdată mă mai gândesc. Până simt că pot, mai stau un pic. Pentru că vă place. Îmi place și am și o fică aici. Și asta e. Aș mai vrea și eu să umblu mai mult. Am un nepot de 6 ani și aș mai vrea să umblu mai mult și eu cu el. Așa sâmbătă îmi fac timp înainte de masă. Fiecare sâmbătă mă duc și mergem la plimbare. Altfel, dacă priviți în trecut, aveți regrete că ați rămas în acest domeniu. Poate ați fi putut la un moment dat să schimbați, să nu treceți. Nu am regrete. Puteam să mă duc la specialist sau să mă privatizez, că am fost chemat atunci, dar n-am vrut. Nu am regrete. Că, în general, nu mi-am dorit prea mult, dar am stat în apartament, am lăsat apartamentul la copii, au mai ajutat și ei cu ceva bani, ne-am făcut o căsuță, am mașină, sănătate să am, am putut ajuta părintele. Apropo de sănătate. 90 de ani, n-am fost în concediu medical, chiar dacă am fost bolnav, pe picioare. N-am fost în concediu medical, se poate verifica. Nici o zi. De 2 ore am avut câte 3 zile, dar și atunci am stat prima zi acasă și pe urmă am venit la treabă. Asta înseamnă că munca în fabrică, cel puțin aici, nu este atât de nocivă cum s-ar putea crede. Aici avem condiții mai bune. Așa nocivă nu e. Nu este. Unii sunt mai sensibili, probabil, la praf, la gaze. Trebuie să rezist. Și face mult.
cum îți trăiești viața dacă nu fumezi? Alcool nu folosești în exces? Îți merge probabil mai bine. Pare m-am cunoscut și cazul că nici nu fuma, nici nu fuma, nici nu a băut și totuși s-a îmbolnăvit. Dar acum asta e viața omului. M-aș întoarce puțin la instrumentele muzicale. Da. Ați învățat vreodată să și cântați? Da, am învățat, dar atunci încă nu umblam la... nu eram la fabrică, eram elev în școala generală. Bunica mea mi-a cumpărat o vioară și am învățat cu cineva. Da. Care știa, dar n-am reușit să fac performanțe. O mai fost pe urmă aici la fabrică, pe vremuri, o formație de mandoline și acolo câteva acorduri. Asta e. Dar vă place muzica? Stați să ascultați muzica? Stau și mă uit chiar și la muzică mai... Și mă uit la virtuoșii ăștia care... Bă, ce scot dintr-un instrument? Chiar și gitariști sau de la rock, la simfonică, la orice. Da, într-adevăr. Vezi, că e un lemn cu niște coarde și nu știu ce și scoate din el niște sunete care se pricepe. Probabil că aveți o satisfacție când vedeți că din mâna dumneavoastră ies asemenea obiecte. Dar cum să nu? Și chiar la orchestrele astea filarmonice și care cântă. Mă mai uit la culori, la ce fel de instrumente sunt. Am mai participat la de vreo 3 ori cu domnul director cu conducere la târgul de la Frankfurt. Este un târg de instrumente muzicale cel mai mare din, cred că din lume. Din Europa e cea mai mare. Și am văzut acolo. Și de, începând cu instrumentele chinezești care cele mai multe, că sunt mulți și ei, până la germane, cioslace, adică ce erau cioslace pe vremuri, în anii 90 am fost la Frankfurt. Este adevărat că facem o calitate mult mai bună decât ceea ce fac alți europeni sau asiatici? Și trebuie să facem, ca să rămânem pe piață, trebuie să facem mai bună, ca că ne invadează. Numai cu asta putem câștiga. Că ei vând foarte ieftin. Și ca să-ți cumpere marfa, să ai trecere, trebuie să le facem mai bune ca ale lor. Fabrică mai mare ca a noastră nu cunosc în Europa. Au mai fost în Cehia, au fost în Ungaria. În Ungaria s-au închis. În Cehia mai funcționează, dar la parametri așa mai mici. Este posibil ca și lemnul să facă diferența? Da, face și lemnul diferența. Avem un lemn vechi pe Valea Gurghiului, e renumit. Face și lemnul diferență. Trebuie să fie o bucurie faptul că foarte multe dintre instrumentele muzicale pe care le faceți aici ajung în școli, la copii, da. Elevii care învață să cânte. Da, da. Atât la noi cât și pe afară. Instrumentele noastre, mai ales în școli, le ajung. Și facem de la lor simple de școală până la avansați cu lac de ulei. Nu chiar pentru profesioniști, dar sunt care cântă. Se poate spune că mai este loc de perfecționare în acest domeniu al este, construirii? Întotdeauna este loc de perfecționare, că mă duc în pensie și nu știu toate. No, dar mai învățăm, tot mai face domnul director câte un curs. Și dânsul așa, tot învață, tot încearcă și acum. Atât nici dânsul nu mai e așa, dar nu se lasă... Are o ambiție deosebită. Și un exemplu, cum să zic? Sunt lucruri pe care atâtea ore am auzit că deja cred că așa trebuie să fie. Și așa fac. Nu. Asta e. Ce să facem? Vă mulțumim tare mult că ați stat de vorbă cu noi, că ne-ați împărtășit din experiența dumneavoastră și cea de muncă cu oamenii, experiența de construire efectivă a unei viori. Să aveți parte de sănătate, să vă puteți bucura de tot ceea ce vă mai rezervă viața. Ala, sănătatea.
mai doresc să am, să mai mă bucur cu familia și cu colegii aici, că mai stau la lucru dacă pot. Este un mediu de lucru plăcut. Este și cred că dacă nu vii mai mult timp, ți-e dor să vii. Cel puțin mie. M-am obișnuit. Și obișnuințe, și plăcere. Sunt și clipe mai grele. Într-o zi mergi acasă așa mai gata, nu mai fac nimic, ca și a doua zi când te trezești, începi din nou. Cu entuziasm leși, chiar. Da, leși la o parte. Trebuie să trecem peste greutăți. Trăim într-o lume a nesiguranței, a luptei pentru existență și în același timp ne căutăm o rază de speranță. Am convingerea că farmacia noastră Rofarma este acea rază de speranță pentru fiecare din noi. Avem o datorie pentru fiecare pacient să le redăm zâmbetul, speranța, să învățăm să ne bucurăm împreună. Am putea vorbi despre trecutul, prezentul și viitorul farmaciei noastre Rofarma, dar există o sintagmă care spune că lucrurile vorbesc de la sine. Accesează zilnic regionnostru.ro și citește articole exclusive, reportaje concise, portrete ale valorilor locale și interviuri cu personalitățile reghinene. De acum mai zilnic pe site articole noi, iar lunar poți citi unul din cele 3000 de exemplare distribuite gratuit în tot orașul. Citește Reghinul nostru, prima revistă de atitudine civică și promovarea valorilor locale. Relansează-ți acum business-ul pe site-ul zi-de-zi.ro. Promovează-ți afacerea, oricât de mică cât este. Pe zi de zi, 10.000 de oameni vor afla despre tine. Ai reclamă timp de 6 luni la 235 de lei cu TVA inclus. Businessul tău se relansează pe zi-de-zi.ro. Zile și opți te scoate în casă. Fii acolo unde se desfășoară cele mai tari concerte, party-uri și evenimente. Află tot ce te interesează despre cele mai căutate locații din orașul tău. Baruri, cluburi, cafenele, restaurante, hoteluri și nu numai. Zile și nopți, împreună dăm viață orașului. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Putea ușor intra în cartea recordurilor. Asta datorită unui brașovian stabilit după Revoluție la Reghin. Dumitru Vasi Șoimoșan este soțul renumitei soliste Natalia Gliga. Are însă un renume și în umorul românesc, fiind unul dintre cei mai mari documentariști ai momentului și autorul a numeroase culegeri de anecdote și schițe umoristice. În ultimii ani a realizat probabil cea mai amplă antologie de umor din lume, dar lucrarea sa este la faza de manuscris. Ce plănuiește să facă autorul cu ea, aflați din interviul următor. Am vorbit atât de des, doamnelor și domnilor, despre reghinenii de succes. Cei care s-au născut aici au rămas aici. Însă prea puțin ne-am referit la cei care au devenit reghineni de-a lungul timpului. Este și cazul domnului Dumitru Vasi Șoimoșan. V-a adoptat orașul acesta pentru că așa a fost să fie. Căsnicia, practic, v-a adus în municipiul nostru. Când se întâmpla asta? Da, în urmă cu zeci de ani
Soția mea este cunoscută cântăreață de muzică populară, Natalia Gliga, și de câțiva ani, deci după 90, ne-am stabilit definitiv la Reghin și până atunci, dar în special după 90, când am făcut modificări la casă. Ați cântărit mult această decizie în momentul în care v-ați stabilit aici? Nu. A fost foarte ușor pentru noi, de-abia am apucat, cum se spun așa, să scăpăm de Brașov. Deși cultura brașoveană, mă refer, dar cultura brașoveană adevărată, fără politică, a fost o cultură de top. Mari oameni de cultură ai Brașovului, cunoscuți în țară și în străinătate, cu care am avut contacte și plăceri deosebite de a discuta cu ei diferite probleme din domeniul culturii. Practic, ce ați făcut dumneavoastră în Brașov? În Brașov, ani de zile, am lucrat în domeniul culturii, în cultură. După aceea, după 90, tot în cultură, dar sub altă formă. Iar realizările mele au fost recunoscute în perioada comunistă de majoritatea publicațiilor din România. Și numai din România și din străinătate. E vorba de lucrarea Dicționarul Monumentelor Funerare ale Oamenilor de Seamă din România, proiectate de mine în 6 volume, a ne cunoaște istoria prin monumentele funerare, și lucrarea a fost confiscată de securitate și nerestituită nici până în momentul de față. După aceea, deci, așa, acum fac o paranteză. Cred că e prima lucrare din lume care a fost recenzată înainte de apariție. În presa românească, în presa germană și în presa maghiară și în alte țări europene. A doua lucrare este Antologia umorului românesc și universal, care cuprinde peste 50.000 de anecdote, grupate tematic în vreo 30 de capitole, din care au apărut numai 5 volume. Încă 30 de volume trebuie să apară, dar cum e un proverb, ca să spune ca la noi, la nimenea, se cam adeverește. Am vrut să fac pentru Reghin ceva cu totul deosebit, ceea ce a făcut pentru Sibiu primarul Iohannes, cu teatru și festivalul din acum 7 ani, Sibiu Cultural. Am vrut să fac pentru Reghin primul festival național de umor țărănesc, care încă se poate realiza. Am făcut demersuri către autoritățile locale, în special către domnul primar Nord Andraș, în urmă cu vreo 3 ani. La fel s-a întâmplat anul trecut, deci pe 30 august 2012, când am luat cuvântul la primărie, la o ședință a Consiliului Local. Reghinul putea să devină prima ediție națională de umor țărănesc. A doua ediție îl puteai face european, dacă vezi cum a ieșit prima ediție. Să vină din Germania oameni, nu le spune țărani, cum le spune fermieri, nu? Nu? De-abia apucă să vină să vadă această noutate, însoțit de două volume ale mele de umor țărănesc. Nu este târziu, mă repet. Trebuie să evident ajungă la, cum se zice, la în urechile unor politicieni, pot să-i nume pe degete, de bună credință. În 2004, da, când mi-am lansat primul volum din Antologia umorului politic la Rad, prin telefon a fost Alexandru Ale Ștefănescu, a fost Acarincianu Stolici, a fost Teodor Meleșcanu, a fost Radu F. Alexandru, a fost Brumaru, câteva persoane prin telefon. Toată lumea a rămas surprinsă de această noutate, deci Antologia umorului politic. Încă 3 volume din Antologia umorului politic trebuie să apară. Nu interesează pe nimeni.
Vreau să ne vorbiți mai mult despre proiectul dumneavoastră. Spuneți că l-ați finalizat, ați muncit ani de zile. Concret, ce ați făcut? Ce ați reușit? Nu am oficial nu am reușit nimic. Manuscrisele stau și nu, deși s-a publicat, repet, până și ziarele locale, nu mai vorbesc, Presa Centrală, Adevărul, România Liberă, Evenimentul Zilei, ani de zile au publicat, nu interesează pe mine. Dar interesează să publice câte un editor vine să vadă de mine ce poezii bune ai, vai, pentru că are editura lui și își publică acolo și rămân între noi. Concret, ce cuprind manuscrisele dumneavoastră? Ce? Viața umoristică din diverse domenii de activitate. Ce vorbesc tineri îndrăgostiți între ei? Ce vorbesc amanți între ei? Ce vorbește soțul cu soția? Oricine, numai cu ce vorbește, tot viața umoristică în doi, să zic așa, nu? Culeasă? Prelucrate, auzite, așa. După aceea, patronii. Două volume mai cu și despre patroni. Nu? Minifabule. 6.000 de minifabule. Ce vorbesc cu urși, capre, berbeci între ei, nu? După aceea, pescari vânători, câte un volum. Nu? Noutăți, deci din toate domeniile de activitate câte ceva. Vă mai rog acum, căutați pe internet dacă există vreo, să-mi spuneți și mie dacă există, atât pe cât de că știu eu, când s-au interesat acei care au scris despre această noutate, nu există. Deci există undeva în reghi lângă Pădurea Rotundă cineva care face așa ceva. Știți, nu știu în ce măsură știți, că România și Bulgaria e singura țară din Uniunea Europeană care nu are niciun laureat al Premiului Nobel. Ungaria, la populația ei de 12 milioane, are 13 laureați al Premiului Nobel. România la două. Și nu din cauza străinilor, din cauza ura asta, invidia asta, cum se spune, sfidarea adevăratelor valori. Așa nu credeți că întrucâtva a scăzut acest interes pentru umoristică? Vi se pare asta? În România a scăzut interesul față de umoristică? Nu a scăzut. Nu a scăzut. Dovadă că se întâmplă și, desigur, tot felul de emisiuni astea ieftine care, așa. Dar nu a scăzut. Dar se spune că adelenii nu au umor. Asta se vehiculează în rândul chiar și a intelectualilor. Iată dovada că există. Nu? Și acum repet cu ce vorbesc amanții între ei. Să vedeți, așa. Deci din fiecare domeniu de activitate, comerț, comerț, din refrigerate de vânzători, cumpărătorilor, cumpărători, ce vorbesc vânzători între ei, totul făcut la umorul copiilor, 5 volume. Deci umorul copiilor, 5 volume. Refrigerate de copii taților, refrigerate de tați copiilor și... Deci totul în 5 volume, numai de umorul copiilor. Eu cred că dacă privim puțin în jurul nostru, în viața noastră de fiecare zi, avem astăzi mai mult decât oricând nevoie de asemenea umor. Da, numai că se întâmplă ceva, un fenomen foarte ciudat. Majoritatea celor care, care vor să facă ceva, să pun piedici sub diverse forme. Acei care, cum se spun, au autoritatea politică și nu au autoritatea morală adevărată. Deci autoritatea politică predomină. Am cunoscut și cunosc în foarte multe cazuri care el n-a făcut nimic la nivel de jos, decât vorbă multă, așa. Dar el, de fapt, n-a făcut nimic și nu e de acord ca cineva să fie, cumva, să iasă la suprafață cu ceva. Pentru că pentru unii, în mintea lor bolnavă, umorul prezintă pericol. Că dacă faci umor pe seama unui parlamentar, vai de mine, găsești tot felul de metode și te
te anihilează. Păi poți ajunge chiar și în instanță la o adică. Dar numai că pamfletul, umorul de calitate, să spun așa, are dimensiunile lui. Nu poți